și momentul recoltării și asta, respectiv da. Sunt pregătiri bune an de an. Pentru consumul stare proaspătă, pentru gem, compot și pentru intolizare. Într-un an a cumpărat și de la mine prune. Prin faptul că solul aici e foarte fertil. Mi-am mai dat eu, am era un pic cam incomod. Bună ziua, m-ați sunat mai devreme. Piața pe care trebuia, dacă pot să-mi exprim o părere personală, pe care trebuia să nu o pierdem, este piața Rusiei. Pentru că este o piață care vastă, care înghite foarte multe produse și din 2005 și până astăzi, toată producția de prune în proporție de 90-95% a plecat spre Rusia, cu un preț mai bun decât cel la Inter, dar o mare avantaj atât pentru noi ca unitate, cât și pentru țară, pentru faptul că am adus valută în țară. Noi deja aveam niște informații că vor fi probleme cu export de prune pe piața Rusiei, pentru că neoficial acest embargo s-a practicat începând cu acest an. Și prin faptul că a fost o producție ceva mai mică anul acesta, ne-am luat măsuri, că am căutat alte piețe de desfacere, în așa fel ca să nu rămâne cu producția nevalorificată. Atât pe piața internă, pentru prună am închiriat, sau importatorul a închiriat niște depozite frigorifice în care păstrează pruna o lună, o lună jumate, în speranța că se va ridica embargoul sau să plece și spre alte țări din fosta URSS, spre Belarus, de pildă, încă e o altă piață de desfacere, spre Ucraina, dacă... Dar deja de acum nu mai este problema noastră, important pentru noi este faptul că am valorificat cu succes producția și a acestui an. Deci, ce cantitate ați făcut anul ăsta? Anul acesta avem deja la depozitul frigorific 150 de tone de prune, și încă vreo 100 de tone de prune care au fost alte soiuri mai timpurii decât soiul Stanley care la ora actuală se recoltează și cel mai căutat, care au fost livrate pe piața internă. La consum? La consum, pe consum în stare proaspătă. Așa vă pot pune în procente, în procente că cam cu 10, 15, 20% preț mai bun decât... Dar marele avantaj e faptul că se livrează cantități mari, care ne ajută pe noi să valorificăm eficient, pentru că la fructele, deci în special prunele și cireșele, sunt fructe perisabile, pe care dacă nu le valorifici rapid, riști să le valorifici la spre o destinație mai slabă eficientă de punct de vedere economic. Pruna la borhot, deci pentru țuică, iar cireașa chiar că nu ai la ce o să mai vorbi. Dacă nu ai luat cireașa proaspătă în stare bună din pom, ce a ajuns la supracoace, la scuturat, înseamnă pierdere curată. Pe scurt, prunele dumneavoastră mai ajung în Rusia acum? Anul ăsta? Ca să fiu sincer, cred că nu. Dar ca variantă? Ca variantă, v-am zis, valorificarea pe piață internă, ceea ce am făcut până acum, sau pe alte, deci alte țări.
și din fostul URSS sau Serbia, Polonia, adică, deci deja eu am vândut pruna către importator și grija este a lui să-și valorifice. Deci pruna Stanley nu rămâne nevalorificată în niciunul din ani. Asta e mare, mare ei calitate. Stanley-ul este, da, ne-a scos din... ca și cultivator de soi Stanley, îl consider cel mai bun. S-au creat și alte soi. Pomii care îi venim necoltați sunt de centenar. Cam, cum vă dați, am patru. La anul să vedem cum e irigat. Deci n-am putut să irigăm, ne-a ajutat natura, că a plouat. Așa. Așa. Și nu recunoaște. Le-am și fertilizat un pic. Tratamentele le-am, chiar dacă mine cu într-o vință, cu... au gustat cireștile, dar mine s-a văzut durat din când și am lăsat să mă întâlnesc. Pentru noi români s-a creat așa o cutumă ca să toate condițiile Uniunii Europene să fie duse la maxim să le respecte. Mai patrioti, ne-am zbate ca toată producția de fructe a României să fie declarată bio, că e bio. Dacă termin cu prunele, intru la mere să le recoltez. Ce frumos arată. Și ce, cum se numește? Culturile toamnă care le-am recoltat. Și așa roșii sunt fructe. Roșoare. Da, eu iau. Iau. Uite. Parte de... Da. Da. Da.